Legată cu fâne de pământ, de Lorina Bălteanu. Este un roman care ne vorbește despre viața unei fete de la sat, care dorește cu nesăț să plece de acasă și să ajungă la Paris. Copila era sârguincioasă, învăța bine și iubea foarte mult să citească, încă citise toate cărțile de la biblioteca din sat. Făcea parte dintr-o familie numeroasă, avea frați și surori. S-a bucurat și de bunei, de mătușa de pe linia mamei, tante Muza, care avea o fată cam de vârsta ei, Lica. Ea creștea mai mult cu bunei decât cu mama. Copila era supărată pe Lica, deoarece bunei acordau mai multă atenție, cât sărmana creștea fără părinți. Pe parcursul romanului, narratoarea ne povestește despre mai multe persoane din viața sa, printre care este și Ionuț al Vădănii. El n-a făcut armată și dacă nu a făcut armată, nu e bun nici de însurat. De aceea îl oculeau fetele. De scârbă, a plecat să lucreze șofer la țelină în Kazahstan. A strâns bani și a făcut operație pentru a-și schimba vocea, dar în urma acestei operații a rămas mut. Mai târziu se află că el are o fică. Aceasta, văzând că trăiește sărac, îi mai trimitea bunuri care au fost date de pomană după moartea lui. Copila povestește că familia ei a avut în ogradă două case, una veche și alta nouă. Casa veche era plină de amintiri. Avea pus pe perete covorul țesut de mama, care îl numea ea grădina raiului. Mai descuia ușa casei vechi și ținea de urât. Acolo, pe covor, erau frunze și flori, păsări, maimuțe, papagali multicolori. Fratele copilei era tare frumos. Toate fetele de la școală visau să lege prietenie cu el. De ce erau prieteni și cu ea? Îi scriau bilețele de dragoste pe care copila pentru un măr sau pentru o rublă, dacă era scrisoare mai mare, îi le oferea fratelui său. La cele frumoase, li și răspundea și tare se mai emoționa când vedea ochii înlăcrimați ai Galei, care citise scrisoare de dragoste ca și cum de la fratele său. Romanul Legată cu fâne de pământ de Lorina Bălteanu se citește dintr-o răsuflare. Este accesibil și provoacă interes. De aceea vă propun să-l savurați. Vă invit la lectură.